Misiune dificilă pentru juriul de specialitate din cadrul Festivalului Concurs pentru Copii Călușul Românesc, organizat de Municipalitate anul acesta. Concursul va avea loc în perioada 22-26 iunie în orașul nostru, iar în competiție vor intra și membrii ansamblului Plaiurile Oltețului din Osica de Sus. Cu 3 ani în urmă au și câștigat marele trofeu la Festivalul Călușului de la Slatina. Cu siguranță și de data aceasta sunt invitați, chiar vor deschide parada de dimineață, ansamblul de călușari, unde vor deschide la inspectoratul școlar, Consiliul Județean și Primăria. Ansamblul din Osica de Sus are în palmares mai multe premii importante. În 2018, mandatul meu de primar a luat inițiativa de a înființa acest ansamblu, lucru pentru care lăsând modestia la o parte, mă felicit, fiindcă copiii au dat rezultate. Osica a fost pomenită pe aproape majoritatea scenelor din țară și, cum am spus întotdeauna, pentru copii lăsăm poate alte lucruri, ei sunt importanți, ei sunt viitorul localității noastre. Recent, dansatorii au fost invitați la un spectacol, fiind totodată un antrenament bun înaintea evenimentului cultural internațional de la Slatina. La invitația Consiliului Județean Vâlcea, pe data de 10 iunie, ansamblul Plaiurile Oltețului, mai exact trupa de călușari, a fost invitată să participe la Festivalul Călușului Vâlcean, ajuns la a treia ediție. Este un festival nou. A avut onoarea de a juca alături de renumitul coregraf Memrin Barba. Festivalul Călușul Românesc este organizat de Primăria Municipiului Slatina cu sprijinul Palatului Copiilor Adrian Băran, Inspectoratului Școlar Județean și Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. Vor participa zeci de ansambluri folclorice din țară și străinătate.